Traore a venit din copac la CFR Cluj. Știți asta? Din copac. Era în copac să te... N-a jucat fotbal de 5 ani. Și a venit Dan Petrescu și l-a luat și a dat gol cu Craiova. A câștigat meciul cu Ren singur. A câștigat meciuri. Dacă nici asta nu e recondiționare, ce mai e? Și Traore și-a revenit. Cariera lui era terminată. El era un... Voi mai știați ceva de Traore? Până a venit la CFR Cluj. Păi nu mai știați că nu mai juca nicăieri. N-a făcut nimic. Și a venit la mine și a jucat fotbal. Și a jucat și în continuare va juca. E competiția foarte mare. La noi în echipă sunt foarte mulți atacanți și trebuie să decid eu cine e cel mai în formă. Chiar ieri m-a sunat la Sina, mă întrebe ce s-a întâmplat, mister, și a zis ce s-a întâmplat la Sina. Păi nu știam ce vorba. Păi n-ați văzut ce scrie în ziar? N-am văzut, că nu citesc ziarele. Și eram cu Aldea, cu secundul meu, zi, măi, ia vezi, mă, ce scrie în ziare. Și scrie în ziare ce... ceva care nu știu. Eu sunt foarte dur la antrenament, eu știu ce zic la antrenament, eu sunt dur cu toți. Sunt, așa e normal să fiu. El e unul din jucătorii care țin la el foarte mult, el ține la mine, avem o relație foarte bună, cum a fost și cu Culio și cu toți jucătorii de aici, cu Camora, cu Deac, sunt jucători speciali, cu Omrani, toți. N-aș vrea să omit pe cineva, Arlauskis. Jucători care lucrăm de foarte mult împreună, ne cunoaștem bine. Eu cu Traore mă cunosc foarte bine de mulți ani. Iar dacă am să-i spun ceva, îi spun în față. Că și el s-a șocat când a văzut în ziar ceva care scrie. I-a zis, sincer, dacă ziarele scriu, scriu, de ce putem face? Asta e realitatea. Dacă eram la 40 de ani, sigur, luam foc, țipam, urlam, așa, am zis, băi, la Sina. Ziarele scriu ce vor, acum trebuie să le luăm pe ziare. S-a întâmplat ceva între noi? Nu. Și atunci treci la muncă și la treabă. În momentul de față, la Sina e la fel ca și ceilalți. Trebuie să muncească să prindă un loc în echipă. Vă dați seama că avem 24 jucători de câmp și joacă numai 10. Ceilalți 14 nu să fie fericiți, dar în același timp eu trag de ei la antrenamente ca să ia locul la celălalt. Fără muncă la antrenament nu se câștige locul numai pe vorbă și că eu și avem o relație foarte bună. Traore în continuare va avea sprijinul meu, voi încerca să scot maxim din el. E un jucător pe care mă bazez, dar în momentul de față, din cauza regulii Under 21, el nu poate să joace. La meciul cu Sevilla, dacă e sănătos, Traore va juca 100%, pentru că acolo nu avem nicio regulă. Și asta e o problemă mare care ar trebui să o scoateți mai bine în evidență. Mi se pare normal că o echipă care joacă în Europa, primăvara europeană, să nu poată să-și bage echipa cea mai bună în campionat ca să facă o repetiție pentru meciul cu Sevilla. Ce repetiție să facă? Repetent, nu repetiție. Păi să fim serioși. Deci, asta e o problemă. Nu că m-am certat eu cu Traore, dacă m-o fi certat, că nu cred că mi-aduc aminte așa ceva. Eu mă cer cu toți jucătorii mereu. Asta nu înseamnă că e scandal la CFR